Programul RAB la ediția 2011 pentru persoane fizice va demara în data de 18 martie, a declarat ministrul mediului și pădurilor Laszlo Borbély. Guvernul a aprobat un buget de 228 de milioane de lei pentru programul de înnoire a parcului auto din România în anul 2011. Până la data de 31 ianuarie au fost cumpărate prin programul RAB la 2010 63.000 de mașini, printre care puțin peste 27.000 au fost mărci produse în România. Și programul Casa Verde pentru persoane fizice, care în 2010 a avut 18.000 de solicitări, va continua începând din luna aprilie. Fondurile alocate în noi etape sunt de 100 de milioane de lei.